Dani în seara aceasta a interacționat cu Laura, l-am văzut cât s-a difuzat pe Antena Play discuția, că mai mult el adresa întrebările, întrebări de cunoaștere, pentru că nu știa nimic despre Laura, a întrebat-o câți ani are, când, face, când împlinește 28 de ani, pentru că știți și Dani are 27 și va împlini luna aceasta, 28, ea a răspuns că în septembrie, a întrebat-o unde locuiește și a zis că la Ploiești. Dani a întrebat-o dacă are de gând să se mute în București și a spus că a locuit pentru o perioadă scurtă împreună cu o colegă de muncă, dar apoi a venit din nou la Ploiești, nu știe. De asemenea, Dani a întrebat-o cu ce se ocupă, ce lucrează și a spus Laura că a lucrat la o agenție de pariuri timp de 5 ani și înainte să vină la emisiune și a dat demisia. Discuția curgea, era curios Dani să o descopere mai mult, acum vom vedea dacă se va potrivi cu această sau uh, dacă îi place de o altă fată.